Hei, bună ziua, dragii mele prieteni! Vă salut cu mult drag, sunt Zidana Ozacuna. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Dragii mele prieteni, noi suntem în preajma primăverii. Noi știm toți care este în timpul de primăvară, dar eu astăzi am aici o floare foarte frumoasă. Eu chiar o iubesc, mulți din voi poate nici nu o cunoașteți. Sunt florile din nuci. Nucile înfloresc acum primăvara, dar ele au foarte multe beneficii. Cu el noi putem strătăm părul, cine are căderea părului, dar cine are foarte mult matreaț. Florile de nuci arată în felul următor. Nucile are o scoarță puternic, ca lemnul. Facem miez de nucă, apoi noi coacem copturile sau biscuiți. Dar eu astăzi vreau să vă fac o mască pentru păr, dar ajut 100% din minunate florile de nuci, din câteva flori de păpădii. Cunoașteți care sunt, este păpădia, acum ea este înflorită, așa, ea are o putere în medicament foarte puternic, ea are tămăduiește foarte multe boli, dar voi face și o mască de păr cu o linguriță de turmeric și vitamina B1. Vitamina B1 este o vitamină care se vinde în farmacie, aceste capsule sau aceste ampule se vând în farmacie, nu sunt scumpe, dar ajută la foarte bine la căderea părului. Dar eu am să-i adaug și o bucată de frunze de aloe vera. Să vedeți ce mască bună fac eu astăzi, dar această mască pot să o păstrez într-un borcanel o săptămână, că nu este nimic rău. Și te dai cu ea de 3 ori pe săptămână. Aici mă întrezi, Dana, dacă nu am flori de nuc. Florile de nuc poți să le usuci, că ele ajută și la dureri de picioare. Sunt foarte multe persoane care fac foarte multe medicamente cu ele, dar și le usuc, fac 5 ori pentru glanda tiroidă. Cine este bolnav cu glanda tiroidă? În infuzie, sau în țuică, sau în ulei, sau uscat în 5 ori. Hai să trecem la masca noastră foarte bună, care nu ne ajută pentru căderea părului. Eu am undeva 5 flori de nuci, nu mai mult. 5, fiindcă eu fac o singură dată, apoi eu am să-mi fac nucile în țuică, păpădie deja o am în țuică, și când o să-mi trebuiască, eu îmi fac această minunată mască. Așa, și am aici 3 flori de păpădie, dar eu le pun cu tulpina, la noi tulpina se numește, da? O adaug în blenderul meu, că am nevoie de un blender ca să fărâm totul foarte bine. Vitamina B1 numai decât, la fel o adaug aici, așa. Vitamina B1 este o vitamină foarte bună și ajută la căderea părului, este un medicament. Se vinde în toate farmaciile, dar puteți folosi și o pastilă, dacă nu aveți în capsulă, și pun un vârf de linguriță de turmeric sau curcuma. Așa, și mai adaug o bucată de aloe vera, fiindcă aloe vera este o plantă medicinală, dar este foarte bună. Eu am foarte mult timp pe canalul meu de YouTube, multe măști cu aloe vera, în ulei, pulbere, dar eu astăzi o pun așa. Uitați-vă, tot cu coarjă. Așa, cam să fie 3 bucăți. Și, cum noi știm, la mine sunt plantele, n-ați fi suc, dar eu adaug 50 mg de apă. Apă rece. Așa, cam 50 mg. Și fărăm absolut totul prin blender. Apoi o strecor printr-o sită și mă dau pe păr. De 3 ori această mască o dai pe păr, mai ales pentru matreaț. Fiindcă păpădia, nucile, curcumaua sau tumericul, aloe și vitamina B1, ele se combină foarte bine și îți ajută la căderea părului, dar și la matreaț. Hai să fărâmăm prin blender absolut toată masca noastră. Deci eu
un singur minut a format toate plantele mele medicinale și acum strecor sucul pentru o sită. Sucul care rămâne din sita noastră, eu mă dau pe păr. Să știți că are foarte mult fier, dar nucile ajut foarte bine, mai ales acum, când este primăvară. Eu am să ne mai strâng, ele cad, eu am să mai strâng, eu ne le pun la uscat, ele sunt bune pentru mai multe boli, cu ele faci mai multe medicamente. Și masca mea este gata. Aceasta este masca mea, ia uitați. Este un verde închis, are o culoare foarte frumoasă, dar ajută foarte bine, mai ales la mătreați. Dacă între noi se afle persoane care au cât 60 de ani, după 60 de ani, cu siguranță să aduc aminte că bunicile noastre îmi spălau părul cu frunze de nuc sau cu flori de nuc. Ca să nu cadă părul, îmi făceau măști pentru față, că dintre această pastă se face și măști pentru față, cine are cercani și cine are psoriazm. Ajută foarte bine și la alergii, fiindcă păpădea este o plantă puternică, noi o cunoaștem așa. Și deci eu mă dau pe păr, dacă îmi rămâne, eu pun la frigider. Uitați, masca mea este gata. Este mască pentru căderea părului din flori, din nuc, dar pui și păpădii. Este nemaipomenită de bun și am mai adăugat și vitamina B1. Te dai de 3 ori pe săptămână. Foarte bun, ajută la mătreață, dacă ai mătreață și căderea părului. Ori persoanele care au psoriazm sau eczemă. Eu vă doresc mult sănătate, aveți grijă de voi, aveți grijă de podoaba voastră capilară ca să aveți un păr frumos și lung. Cu voi a fost prietena voastră Zidana.